Rare și Ianis trăiesc în întuneric, sunt gemeni și au pierdut amândoi vederea în incubator. Oxigenul primit acolo le-a afectat grav retina. Este un risc pentru toți copiii născuți prematur, dar un risc ce poate fi prevenit, spun specialiștii. Pe gemeni însă un oftalmolog i-a consultat abia când a fost prea târziu. Disperați, părinții caută bani pentru operațiile băieților și dreptate dau vina pe neonatologul care le-a supravegheat copiii după naștere. Se spunea că sunt copiii perfect sănătoși, doar că sunt mici în greutate. Copiii mei sunt practic orbi. Ianis și Rareș s-au grăbit să vadă lumina zilei în iunie anul trecut. S-au născut prematur. Aproape două luni, Flavia nu i-a strâns în brațe. Băieții cântăreau puțin peste un kilogram și jumătate fiecare. Din sala de naștere au fost duși în incubator. După 43 de zile mi-au externat pe Rareș, perfect sănătos, cum scrie și pe analiză și pe tot. Perfect sănătos și în acte, în realitate aproape orbi. Am observat că ochișorii lui sunt pur și simplu albi și mergeau în toate părțile. Cu fișele medicale în mână, mama nu înțelege de ce timp de două luni niciun medic nu i-a spus că cei mici au probleme cu vederea. Nou născut sănătoși, uitați aici, nou născut sănătoși, necesită spitalizare prelungită pentru prematuri. Abia la externare, mamei i s-a recomandat să-și ducă gemenii la oftalmolog. Așa a aflat că cei mici au retinopatie severă la ambii ochi. Retina le-ar fi fost afectată în timpul cât au stat în incubator. Mama dă vina pe medicul neonatolog care nu a solicitat ajutorul unui specialist. Copiii nu au avut niciun astfel de control. Nu ni s-a recomandat, dar nici nu s-a făcut în maternitate. Oxigenul atacă deci arterele retiniene, știi, care se pot obstrua și în final poate să vorbească. Este o boală câștigată și poate să se întâmple. Chiar dacă dăm oxigenul cu măsură și știm că oxigenul face rău, noi tot trebuie să examinăm acești copii. Medicul care a avut grijă de gemeni s-a pensionat între timp, iar Colegiul Medicilor, unde familia a făcut plângere pentru malpraxis, îl anchetează de un an și jumătate. Comisia se întrunește, nu e cu termene, știți, ca la răspunsul la petiții și reclamații, când va decide comisia, va fi făcut public. Boala gemenilor însă nu ține cont de timp. Rareș a fost operat la Iași, iar acum vede cu ochiul drept. Pe fratele lui însă, doar o operație la o clinică din America l-ar putea salva. Costă 35.000 de euro, iar familia trăiește doar din alocațiile celor mici.